se stai sub noi. La luminează ca un soare stins, pe lângă focul ce-i noi aprins. Suntem de vise plini și de temeri goi. Nu mai am niciun regret deja. Îmi place când fumăm acel țigar sub geaca ta. Dar cel mai mult îmi place când cine te are mele se plinge inima la tine pe piele și desenează un univers în care vreau să locuiesc. Cine te are mele se plinge inima la tine pe piele și îți scriu încet, încet pe piept un secret. E o limită fină între întuneric și lumină. Acum văd totul clar, sunt pregătită. Și ploi și plăcere pot să vină, să vină. E o limită fină între întuneric și lumină. Dar mâinile tale mă fac senină. De ploi, de plăcere o să-mi țin. Pe piept un secret. Mulțumesc pe cea și 33 de minute. Ascultați Radio România Actualități, iar astăzi în Clubul Prietenilor de la 10 vorbim despre cel mai frumos moment din viața fiecărui om, atunci când reușește să dăruiască viață. Alături de noi în Clubul Prietenilor de la 10 este doamna doctor Anca Simionescu. Bun venit, medic primar obstetrică ginecologie la Maternitatea Filantropia. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Doamna doctor, sperăm să vă simțiți foarte bine aici în Clubul Prietenilor de la 10. Aș vrea să le transmit ascultătorilor. Să știți că încă de dimineață, în timp ce eram în drum spre radio, unul dintre ascultători mi-a trimis un mesaj pe Facebook. Unde putem să o ascultăm pe doamna doctor Anca Simionescu? Unde putem să o vedem? E bine, pe pagina noastră de Facebook România Actualități, acolo transmitem live, și pe site-ul nostru www.romaniaactualiteti.ro. Vă mulțumim că ați ajuns astăzi la radio. Mulțumesc și eu. Un doctor caută la un moment dat și impresiile pacienților despre el, pentru că noi am căutat despre dumneavoastră și o să vă împărtășim câteva dintre ele. Este răbdătoare, îți explică, are mână ușoară. Spune, a fost o pacientă. Este foarte ocupată și muncește peste fire de mult. Eu personal nu caut, dar mi se întâmplă să-mi semnaleze părerile pacienților, nepotul meu, prieteni, cunoștințe. În general, sigur că cred că îți fac plăcere impresiile pozitive, impresiile negative nu cred că fac plăcere nimănui. Acum, ce sigur, cred că simte un doctor sunt... când aude astfel de impresii ale foștilor pacienți? Sigur, cred că noi ne facem meseria cu dăruire. Cred că e mulțumirea cea mai mare ca cineva să fie fericit și să revină, să-l reîngrijești. A zis Maternitatea Filantropia, cred că e Spitalul Clinic Filantropia, pentru că spitalul oferă, în afară de maternitate, și servicii de ginecologie complete și complexe. Și cred că e fericirea noastră, e cea mai mare mulțumire, ar fi pacientul. Și mai aveam o întrebare de curiozitate, fiind un domeniu al domnilor. Domnii de obicei stau pe lângă ușă. Așteaptă, sunt unii dintre cei care au cele mai mari emoții. Pentru că nu prea știu ce se întâmplă, așteaptă și pe urmă încearcă să vină în sprijinul doamnelor și al celor mici cum pot. Ecograful vede chiar tot? Mulțumesc pentru întrebare. Ecograful nu vede tot. Ecograful vede foarte multe lucruri. În principiu, ecografiile de morfologie fetală, vorbim de ecografiile care sunt specializate pentru depistarea malformațiilor, au ca scop să depisteze anomalii structurale și să încadreze populația în riscuri, riscurile de hipertensiune, riscurile pentru anomalii cromozomiale, riscurile pentru naștere prematură.
Deci există aceste ecografii care răspund la întrebări la care ar trebui să urmeze alți pași în măsura în care pacientul are un risc crescut. Sigur că dacă copilașul are o malformație cerebrală majoră, în general se întrerupe sarcina, incompatibilă cu viața. Dacă copilașul are o anomalie cardiacă, în general trebuie să vedem și să-i stabilim prognosticul astfel încât să stabilim unde să se petreacă nașterea, ce pași trebuie să urmeze. Deci ecografia nu vede totul, nu vede dacă are ochi albaștri, nu vede dacă o să fie genial copilul. Sigur, fiecare își dorește ca bebelușul lui, nu, să fie cel mai bun din lume. Iar referitor la tătici, că ați tot spus, să știți că la maternitatea Filantropia tăticii nu stau pe la uși, tăticii stau lângă mămici. Și de câțiva ani în România sunt foarte mulți soți care doresc și stau lângă mămici în travaliu la naștere, la nașterile naturale în general. Deci există o participare activă și o implicare mai mult decât afectivă, nu? Încurajări, tăiatul cordonului, asta se poate face cel puțin în maternitatea în care lucrez eu. O clipă, doamna doctor, tăiatul cordonului de către tătic? Da. Am înțeles bine? Da, da, ați înțeles foarte bine. Deci, noi lăsăm tăticii să taie cordonul umbilical. Mi se pare normal, firesc. Da, da. Aproape surprinzător. N-am mai auzit deci, în altă parte. Că... Nici măcar nu știam că există vreo unitate medicală în România, dar probabil că există. Sunt convinsă că în momentul acesta cred că sunt mulți tătici care își doresc să participe. S-ar putea să aveți așa o avalanșă de nașteri în perioada următoare la Filantropia. Păi să știți că există o avalanșă de nașteri la Spitalul Filantropia. În maternitate, cred că anul trecut au fost peste 4600 de nașteri, deci un număr record. Da, tăticii, eu pot să vă vorbesc din experiența Spitalului Filantropia, că n-am lucrat în altă maternitate din România sau în alt spital din România. Tăticii participă la naștere, tăticii taie cordon umbilical în măsura în care doresc, tăticii stau lângă partenera de viață. Mie mi se par lucruri firești, adică nu văd de ce ar fi o mirare foarte mare. Noi încercăm ca nașterea să o facem ca pe un eveniment, pentru că eu cred că, indiferent ce se întâmplă între doi parteneri, copilul până va rămâne cel mai frumos cadou al dragostei dintre două persoane, nu? Sunt mulți bărbați care vin așa deciși să taie cordonul umbilical? Acum nu știu, mulți, puțini. Sunt o majoritate. Interesantă experiență. Probabil că în activitatea dumneavoastră de până acum ați avut parte de cele mai frumoase momente. Mă gândesc ce simțiți de fiecare dată atunci când participați și dumneavoastră la naștere. A devenit o banalitate sau la fiecare naștere simțiți aceeași emoție, aceeași bucurie? Cum e? Nu este o banalitate. Întotdeauna am emoții. Aș fi mincinoasă să spun că nu am emoții, dar sigur cred că emoțiile în partea medicală nu prea așa au rostul. Există o emoție afectivă, care e exact o afecțiune, emoție diferită de emotivitate, să spunem. Sigur, în primul rând, cred că sunt mulțumită că pot să ajut o pacientă. De foarte multe ori sunt paciente pe care le-am supravegheat. De foarte multe ori sunt poate cazuri dificile și în momentul în care rezolvi o situație deosebită, cred că te simți puțin mai puternică. Iarăși, în jobul pe care îl fac, cred că rezultatul muncii mele sau percepția pe care o am asupra rezultatului muncii mele și am două satisfacție ca să pot să merg mai departe. De-aia opiniile pozitive în general sau o percepție pozitivă sigur te ajută să mergi mai departe. Sunt cred că în orice, da, în orice domeniu. Și oricărui om cred că îi face bine atunci când cineva îi spune că un lucru l-a făcut în mod corect și profesionist. Bine, stați să înțelegeți. În momentul în care noi practicăm un act medical, nu-ți spune cineva că tu l-ai făcut corect sau incorrect. Deci cei care ar putea să spună că tu l-ai făcut corect sau incorrect sunt forurile medicale. Dumneavoastră puteți să fiți mulțumit sau nemulțumit. Mulțumit sau nemulțumit de o atitudine, de un cuvânt, de o interpretare. Înțelegeți? Deci sunt lucruri care sunt complet diferite. Cred că și în România, dacă un om
are o mulțumire, ar putea să scrie direcției spitalului și să ne mulțumească. Eu, cât am stat în Franța, am primit mulțumiri la direcția spitalului, fapt care m-a făcut să merg mai departe. În măsura în care, să zicem, ai o supărare, poate nu te-ai înțeles sau poate a existat ceva ce n-ai înțeles tu foarte bine sau ai o problemă, cred că tot așa o cale legală decât a arunca mocirile, știți, dar românul în general este cel care vede capra vecinului, aruncă mult cu mocirile. Mă bucur foarte tare că ați făcut această comparație cu Franța și ar trebui să le spunem, aș vrea să le spunem prietenilor noștri că dumneavoastră ați făcut studii la Londra, în Franța. Întrebarea firească, de ce v-ați întors atunci când majoritatea medicilor sau foarte mulți medici din România au ales să lucreze în străinătate. Dumneavoastră ați venit și eu v-aș răspunde de ce ar fi trebuit să rămân. Adică, nu știu, poate eu... problema banilor, așa cum majoritatea o alege. Deci pot să vă spun că în momentul în care am terminat facultatea de medicină, am decis, datorită tradiției poporului francez, datorită faptului că mă duceam la maternitatea Bodloc, să-mi încerc norocul, să dau examen și să văd dacă sunt admisă în spitalele din Franța, să fac rezidențiatul. Bineînțeles că plecarea mea a fost prin concurs, dar a fost prin Ministerul Sănătății din România, care la vremea respectivă ne-a și obligat să ne întoarcem și să aplicăm ceea ce am învățat. Sigur, în momentul în care stai 5 ani în spitalele cele mai bune, în momentul în care ai tot ce trebuie, în momentul în care te simți apreciat, cred că dorești să rămâi. La epoca respectivă, nu aveam niciun fel de experiență în practica românească, decât experiența din stagiile din facultate. M-am întors în România în 2001. Am intrat pe făgașul facultății de medicină, deci am parcurs etapele de asistent universitar și șef de lucrări. Mi-am încercat și norocul la conferențiar, dar se pare că nu iese. Și am început să mă descurc singură cu ce aveam. Sigur că întotdeauna pot să abandonez corabia cum ar veni, dar nu cred că e înălțător și eu cred că fiecare om găsește câte ceva bun în orice, iar eu alesesem deja o cale. A lucra în străinătate poți să o faci și din România, să știți că poți să pleci acum să prestezi în baza unor contracte servicii medicale. Eu am competențe europene care îmi permit să lucrez în alte țări ale spațiului european. Deci nu cred că discuția este de ce am plecat, de ce am rămas. Eu am ales să fac forma de rezidențiat în Franța și am făcut-o și m-am întors ca să încerc să aplic ceea ce am învățat. Iar pentru medicii tineri care ies de pe băncile facultății, care ar fi cel mai bun drum pentru ei acum? Cred că trebuie să-i întrebați pe ei. Din punctul nostru de vedere, care ar fi sfatul pentru ei? Să facă la fel? Adică să caute perioade de lucru în afară și apoi să revină, să rămână aici? Care ar fi cea mai bună soluție în momentul de față? Nu există o soluție ideală, un panaceu, nu avem așa ceva. Cred că fiecare trebuie să știe pe ce cale să urmeze. Eu am avut întotdeauna o voce interioară care mi-a spus că sunt pe calea cea bună. Înțelegeți? Și având acest lucru care mi s-a întâmplat, eu mi-am ales, asta a fost destinul meu. Nu pot să dau sfaturi altora și mă feresc să dau sfaturi și mă deranjează ca cineva să-mi dea sfaturi, pentru că sfaturile... Care a fost cel mai drag lucru pe care l-ați luat și l-ați adus în România cu noastră? Din Franța? Din Franța. Cred că dorința de a schimba ceva. Asta a fost. M-am întors pentru că am dorit și doresc în continuare să pot să schimb ceva. Doresc să pot să fiu... în slujba pacienților, să pot să reproduc poate un sistem mai performant, pentru că nu e vorba, să știți că medici buni există în România, există foarte mulți medici buni, dar cred că ar trebui o unitate acestor medici care să reușească să înlocuiască un sistem, nici măcar să-l facă mai bun. Cred că trebuie înlocuit sistemul din punctul meu de vedere. Ca să poți să faci un sistem mai mult în slujba pacientului, ar trebui ridicat, bineînțeles, și nivelul cultural medical al pacienților și poate să-i obligăm să-și facă mai multă prevenție, că și aici este o altă discuție, ar trebui
ca lucrurile să fie puțin mai clare, pentru că și dumneavoastră vă e mai ușor dacă, de exemplu, știți că astăzi faceți această emisiune. V-ar fi greu să faceți toate emisiunile în același timp. Așa și doctorilor, ca să facem totul în același timp, e puțin mai greu. Și am să rămân puțin la paralela din afară. Care este pentru dumneavoastră cel mai important lucru pe care l-ați căpătat din experiența din afară și ați reușit să-l aduceți în România, nu ce vă este drag? Cel mai important lucru? Eu cred că în Franța am învățat să învăț altfel. Îmi cer scuze că vă spun. Deci, cred că una din problemele pe care le-am avut în România este că s-a pus foarte mare accent pe reproducerea unor cursuri, reproducerea unor materiale, lucruri care pot fi găsite în orice carte, în definitiv. Clasificări, stadializări, ok. Cred că Franța m-a ajutat foarte mult să-mi schimb modul de a învăța. Am început să învăț pe fișe, am început să învăț pe patologii și am început să-mi umplu, să am în primul rând o bază pe care să o umplu și pe care o umplu și astăzi. Adică baza mea îmi servește doar de suport. Încerc să am mai multe crengi, încerc să pot să dau mai multe fructe ulterior, nu? Nu știu cum să vă explic. Cred că modul de a învăța este complet diferit și asta încerc în ceea ce mă privește. Să schimb în România, am scris 2 cărți, încerc să practic la standarde la care am participat și de care mă instruiesc. Cred că îmi continui în permanență formarea medicală continuă. Deci cred că îmi fac treaba așa cum trebuie. Dar tătici își fac treaba cum trebuie? Într-un cuplu? Din ce ați văzut până acum? Păi stai să vă spun, eu nu sunt să judec. Eu nu judec pacienții și cred că Noi suntem oameni care oferim un serviciu medical. Noi nu suntem să judecăm ce se întâmplă în cuplul respectiv, dacă s-au certat sau dacă își fac treaba, dacă nu își fac treaba. Eu am sentimentul că tăticii sunt foarte iubitori, dar cred că tăticul francez, din câte am văzut, deci iarăși, se implică puțin mai mult în creșterea copiilor decât tăticul român. Au fost tătici care v-au impresionat, asta ca să rămân în sfera curiozităților. Păi am să vă povestesc că eram odată la 2 noaptea sau la 3 noaptea, cred că era, și la un moment dat era o pacientă pe care o supravegheasem, era în travaliu, ajunsese la dilatație completă și nu putea să nască. Și m-am dus, tăticul nu era în sala de naștere, că nu a vrut să participe, și m-am dus să-l informez că o să-i fac cezariană soției și nu știu ce. Și el s-a uitat la mine și mi-a spus: doamna doctor, să știți că mi-a spus soția și cu copilul sunt tot ce am eu pe lume. Vă dați seama că momentul ăla l-am înghețat. Deci, mai frumos de atât nu cred că se poate. Da, frumoase cuvinte și o mare responsabilitate din partea dumneavoastră. Vorbeați ceva mai devreme despre acele momente dificile, pentru că știți cum e, experiența de medic vine la pachet cu lucruri frumoase, dar și cu lucruri mai puțin plăcute. N-aș vrea neapărat să vorbim despre asemenea lucruri la radio, ci mai degrabă să vă întreb cum reușiți să vă detașați de ceea ce se întâmplă într-un spital. Veniți acasă, vă relaxați într-un mod anume, vă spălați gândurile, vă curățați gândurile, vă curățați viața sau ziua de momentele acestea dificile și deloc nefrumoase? Da, să știți că am norocul de a avea o familie în care mă simt foarte bine primită, am o grădină de care mă ocup și mă duc la yoga și pilates. De 3 ani mă duc la yoga și pilates, iar în rest, în timpul liber, încerc să merg la comedii, încerc să citesc cărți și încerc să-mi spun că, în definitiv, lumea e formată și din frumos și din urât și din proști și din deștepți și că nu pot eu să plac la toată lumea. N-am ce să fac. Și cred că scopul meu este să prestez un serviciu medical de calitate. Acum, știți, când spui unui om că are cancer, nu-i convine. Când dai o veste proastă, în general, nu convine vestea aceasta proastă. Sau când spui, românul nu este obișnuit întotdeauna să-și mai facă analize, deși am impresia că sistemul s-a schimbat, să știți, față de acum 12-13 ani, oamenii sunt mai dispuși să facă mai multe analize, chiar doresc să fie mai investigați. Înainte, oamenii, dacă țin de prima mea... Exista o reticență pentru...
Există o reticență și există, să știți că una din marile diferențe sunt că în străinătate, în Franța, de exemplu, se explică și în Anglia, îmi povestea cineva acum la întoarcere în avion, că le explică foarte mult pașii pe care trebuie să îi urmeze. Li se dau pacienților opțiuni, pacienții sunt de acord sau nu, sunt informați, pentru că medicina nu este de fapt o garanție că 100% toată lumea se face bine, că atunci am avea o populație numai de oameni foarte sănătoși. Cred că, de exemplu, prima dată, dețin minte că în momentul în care m-am întors în România, știți, povesteam unei paciente și spuneam, știți, am să vă fac operația asta, am să vă tai așa, am început să-i am discursul ăsta și pacienta mi-a spus, doamna doctor, dumneavoastră vreți să mă operați sau vreți să mă adormiți? Ce tot în povestiția ta? Adică am avut și șocurile acestea. Cred că aici trebuie să lucrăm, mai ales că astăzi sunt foarte mulți pacienți care pleacă și se tratează în străinătate, deci ei automat trebuie să se integreze în sistemele de sănătate din țările respective și atunci cred că și pacientul și familia trebuie să participe la decizii. Sigur, li se explică deciziile. Cred că, iarăși, foarte important ar fi ca discursul medical să fie unitar. Adică, degeaba eu spun unui pacient, dumneavoastră aveți riscul de 10%, se duce la coleg și colegul îi spune, dumneavoastră aveți riscul de 80%. Aici, cred că ar trebui să mai lucrăm ca să creăm mai mult încrederea în sistemul de sănătate. Și eu mai am o ultimă întrebare, asta pentru a nu-i văduvi într-un fel pe ascultătorii noștri care nu au copii. Am vorbit despre lucrurile, momentul magic atunci când apare pe lume un copil, dar sunt și foarte multe cupluri în România care se luptă cu infertilitatea. Care sunt cele mai frecvente cauze sau ce sfat aveți? Știu că nu vă place să primiți sfaturi, dar măcar să le sugerați celor care își doresc cu ardoare să aibă un copil și, din păcate, din anumite cauze, uneori cunoscute, alteori nu, nu reușesc acest lucru. Ce sfat aveți pentru ei? Păi, stați puțin. În primul rând, trebuie să vedem medical dacă s-au făcut toate. În primul rând, dacă pacienții sunt dispuși să urmeze o cale medicală. Deci primul lucru este să-și facă analizele medicale. Asta este primul lucru sfat. Este să-și găsească medici care sunt competenți în problema infertilității, să efectueze anumiți pași medicali și să știți că în Franța cam 70% din infertilități se rezolvă. Adică nu există chiar 100%. Și decât în România? Dacă ești la, eu știu, la menopauză. Nu pot să vă spun că nu mă ocup de infertilități decât de bilanțurile de dinainte, dar nu este supra-specializarea în care excelez. În general, cred că pacienții trebuie să se adreseze medicilor specializați, să vadă de ce sunt infertili, să vadă, în primul rând, trebuie ce vârstă au, partea masculină, partea feminină, trebuie anumite analize, trebuie încercat un tratament până la ajunge la fertilizarea in vitro. Am fost acum la niște cursuri de chirurgie și spuneau că, de exemplu, pacientele care au obstrucții tubare, peste 70% după intervențiile chirurgicale pe care le efectuează, rămân spontan însărcinate, pentru că procedurile de fertilizare in vitro sunt costisitoare din toate punctele de vedere. Deci cred că primul lucru ar trebui să se adreseze specialiștilor și să urmeze niște pași firești pentru o patologie, pentru că de fapt au o patologie, sunt infertili. Și ca să nu-i văduvim și pe tătici, care sunt cele mai bune gânduri pentru suportul moral. Suportul moral în tot acest demers. Al infertilității? Da, și de a ajunge acolo unde își doresc până la urmă. Asta, suportul moral, nu știu, cred că soția trebuie să-l... Acum pot fi infertilități și de cauze masculine, cred că și viceversa putem să avem suport moral. Cred că, în general, un cuplu înseamnă un parteneriat. Din punctul meu de vedere, un cuplu înseamnă un parteneriat bazat, în primul rând, pe încredere și, dacă există încredere, găsim și soluții pentru o problemă care se numește infertilitate. Cred că ăsta e suportul. Așa sună bine, nu? Da, cel puțin teoretic. Vă mulțumim că ați acceptat invitația, prietenilor de la 10. Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Iar ce veți face acum astăzi? Vă reîntoarceți la spital? N-am fost la spital, sunt în concediu, mă duc la cabinet. Să aveți o zi frumoasă astăzi, să aveți numai gânduri bune și să fiți înconjurată de oameni dragi și senini, cu pacienții mulțumiți, așa cum de altfel există. Vă mulțumim că ați venit astăzi la radio și vă dorim multă sănătate. Mulțumesc și eu!
Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftibloc Gel. Aftibloc grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftibloc.ro. Aftibloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftibloc. Eficient împotriva aftelor. Bună ziua! Știați că la Metro puteți combina sortimente diferite ale aceluiași produs ca să obțineți cel mai bun preț pe bucată? Da, ați auzit bine, ba chiar foarte bine. Și asta pentru că suntem la radio. Și dați-mi voie să vă urez o zi grozavă și trafic lejer. La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin, pe bucată. Corpul tău reține apă? Îți simți membrele umflate? Du-te acum la farmacie și întreabă de Apuretin. Grație ingredientelor sale active, Apuretin contribuie la eliminarea excesului de apă din organism. Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cordoba Calciovecchio Platinum. Calitatea Chiober este acum și online, doar pe magazinchiober.ro. Acolo vei găsi zeci de nuanțe de efecte decorative pentru locuința ta. Produsele Chiober vor fi livrate direct la tine acasă. Intră pe magazinchiober.ro. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand Lacalut Extra Sensitive. Vă mulțumesc! Voi încerca Lacalut Extra Sensitive. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. E tot mai simplu să fii relaxat, pentru că la Enel ai energie fără griji la un preț avantajos și asistență pentru reparații de urgență prin casă. Totul inclus în abonamentul Enel Fix Relaxat. Sună la 0800 07 0809 sau vino pe enel.ro. Enel. Energie simplă pentru energie pozitivă. Pete pigmentare? Uneori, aceste pete mă fac să mă simt mai bătrână decât sunt. Din păcate, aceste pete apar mai des odată cu înaintarea în vârstă. Redupetin reduce petele pigmentare și conferă pielii un aspect uniform și luminos după doar 6 săptămâni de utilizare. Redupetin, pentru reducerea petelor pigmentare. De ce să folosești Zenela Med pentru infecții intime? Calmează pruritul, leucorea și îndepărtează mirosul neplăcut. Ameliorează tensiunea și uscăciunea mucoasei vaginale. Reglează și menține pH-ul vaginal fiziologic. Reduce dezvoltarea patogenilor. Zenela Med, adjuvant în tratamentul infecțiilor intime. Driblează și marchează în campionatul ofertelor. Vină în magazinele Altex și pe www.altex.ro și bucură-te de meciuri cu televizorul LED Smart Hitachi cu diagonala 101 cm și rezoluție Full HD la numai 1099,9 lei. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minim 2 litri de lichide. Oriunde ești, asculți Ora Exactă. Ora cu cea mai bună muzică și cu știrile care te privesc. Oricând deschizi radioul, 7 zile din 7. Radio România. Noi dăm Ora Exactă. Aici, București, Radio România Actualități. Ora Exactă.